Hai să ne jucăm un pic cu hazardul și cu zodiile. Să vedem pentru fiecare zodie în parte cam cine este sufletul pereche. Din ce zodie, mai bine zis. Haideți să vedem pentru berbeci cine este sufletul pereche. Chemăm de sus ghidare să vedem sufletul de pereche al berbecilor. Poate fi cineva născut în zodia leului. Hai să vedem pentru tauri cine este sufletul pereche. Poate îl cunoașteți, poate urmează să-l cunoașteți. Sufletul pereche al unui taur este săgetătorul. Căutați-l. Cine este sufletul pereche al unui geamăn? Imediat vom vedea ce primim de sus ghidare. Sufletul pereche al gemenilor este racul. Vă convine, nu vă convine? Voi știți mai bine. Cine este sufletul pereche al racului? Poate tot geamănul, dar de fapt, da, tot gemenii sunt suflete pereche, gemenii și raci așadar. Cine este sufletul pereche al leului? Haideți să vedem ce primim ghidare și sufletul pereche al unui leu este taurul. Poate aveți unul deja prin preajmă. Cine este sufletul pereche al fecioarei? Vedem acum, este cineva născut în zodia peștilor. Căutați-vă peștele, suflet pereche. Cine este sufletul pereche al balanței? Vom afla imediat ce ne transmite universul. Sufletul pereche al balanței este vărsătorul. Da, de regulă se înțeleg foarte bine. Cine este sufletul pereche al unui scorpion? Vom vedea imediat. Scorpionul își caută sufletul pereche într-un taur. Căutați-l, poate l-aveți deja aproape. Cine este sufletul pereche al unui săgetător? Vedem imediat pe cine să caute săgetătorul ca să fie împlinit. Și acesta este geamănul. Zodia diametral opusă. Da, poate fi un suflet pereche. Cine este sufletul pereche al unui capricorn? Vom afla imediat. Și acesta este geamănul. Wow, gemenii văd că sunt suflete pereche, flăcări gemene pentru multe alte zodii. Cine este sufletul pereche al unui vărsător? Dacă nu vă regăsiți aici, nu înseamnă că nu vă găsiți sufletul pereche, puteți să-l căutați, bineînțeles. Sufletul pereche al unui vărsător este alt vărsător. Normal, vărsător la vărsător trage. Și cine este sufletul pereche al unui pește? Imediat vom afla. Tot un pește. Interesant, nu? Asta ne-a transmis universul și căutați-vă sufletele pereche.